Bine ați venit la un nou clip. Astăzi am băgat Duster-ul în reparație. Schimbăm kitul de ambreiaj. Ați văzut în clipul precedent că a trebuit schimbat. Cum am ajuns în situația de a-l schimba la 71.000 de kilometri. Și în cele ce urmează vă voi arăta mașina pe dedesubt. Toate piesele care vor fi vizibile în momentul schimbării kitului. Și o să vă arăt și cum se prezintă kitul vechi în comparație cu cel nou. Va fi o operațiune care va dura toată ziua, însă astăzi sunt liber și o să mă ocup în totalitate cu filmatul și cu înregistratul secvențelor pentru a avea o imagine cât mai clară despre cum arată un Duster și un kit de ambreiaj folosit și dus la extrem. Acum haideți să mergem în service și povestim mai multe acolo. Salut! La incint, bine. El nu-i dus. Soarele e înăuntru. Uite, e drept, vezi? Așa discul, dar e ars. Deci tu l-ai pârlit. Ai în albăstrișul, placă și volant. La incint. Acela e aia.
Din păcate, nu am reușit să schimb ambreiajul în decursul acestei zile. A trebuit să las mașina la Darex. Băieții au făcut comandă și de o volantă. O să pun în cele ce urmează un clip în care să vedeți cum se prezintă kitul de ambreiaj al mașinii, cum arată el comparativ cu un kit de ambreiaj nou. Puteți observa și voi că are o culoare destul de închisă, ceea ce înseamnă că a fost forțat foarte mult, chiar supraîncălzit. Cred că s-a întâmplat acest lucru la ultima ieșire și anume în clipul în care am mers cu Suzuki Jimny și cu Mitsubishi Shogun. Atunci l-am forțat foarte mult și am ajuns în situația de față. Mașina a rămas la Darex, urmează să vină piesa, să vină volanta, am găsit-o foarte greu. Erau mai multe oferte disponibile pentru motorizarea de 1.5 DCI fără AdBlue, însă pentru motorizarea cu AdBlue, un singur distribuitor avea volanta și n-am avut de ales, am comandat-o de acolo. Prețul este destul de piperat, dar după ce m-am gândit mai bine, am zis că nu are rost să las volanta asta veche, iar peste vreo, știu eu, 20.000 de kilometri sau 30.000, să fiu nevoit să o schimb și pe asta și să mai plătesc încă o dată manopera, care oricum ajunge pe la vreo 800 de lei. 3 days later. Și s-a încheiat și reparația pentru Duster. Am schimbat până la urmă și volanta, după cum vă spuneam. Și acum haideți să vă arăt și costurile întregii operațiuni. Manopera a fost undeva la 750 de lei, iar piesele au costat 3150 de lei. Deci un total de 3900 de lei. Vedeți și voi, ca să nu existe dubii că acestea au fost prețurile. Am achitat și factura și mergem mai departe. Acum sper ca acest kit de ambreiaj să mă țină mai mult decât m-a ținut precedentul. Voi avea foarte mare grijă la modul în care voi folosi mașina de acum înainte. Vă mulțumesc pentru atenție, iar până data viitoare vă doresc drumuri bune. Pe curând!